Noaptea țăcăniților dornici de senzații tare. Nu cred că cineva și-a făcut iluzii că interdicția de a lansa focuri de artificii și pocnitori va fi respectată cu strictețe. Era de așteptat ca treime de populație care sprijină, potrivit celor mai recente sondaje, agresiunea militară a Federației Rusă împotriva Ucrainei, trebuia să fie profitat de noapte de revelion ca să-și afișeze zgomotos dar anonim, loialitatea față de Putin. Salvele pirotehnice au fost declanșate ca la comandă exact când la Moscova se făcuse miezul nopții și pe sticlă s-a proiectat năluca turtită a maniacului de la Kremlin, însoțită de o ceată de strigoi în costume vânătorești, drept dovadă că Rusia este în stare de război și oricare reflexe și impulsuri umane nu-și mai au locul. Toți rușii, între ghile mele, aleas bașchirii, tătarei, cecenii, mordvinii, bureații, hacașii, etc. Au o singură misiune, să-și dea ultima suflare și ultima rublă pentru victoria lui Putin în războiul din imicerea Ucrainei. Deci previzibilă bucuria macabra celor care se să văd să-și ascundă opțiunea rusofilă. Numai că spectacolul demenței colective din capitala Moldovei, dar și din alte localități urbane, a continuat cu și mai mare amploare când la televizor apăruse deja președintele Zelenski. Liderul națiunii terorizate chiar în ultima zi a anului de rachetele și bombele rusești era salutat la Chișinău cu salve de artificii. Locuitorii Republicii Moldova, peste care nu a ajuns tăvălugul lui Putin doar pentru că este în calea armata ucraineană, nu au găsit o altă modalitate de a-și exprima bucuria decât prin imitarea exploziilor. Dincolo de faptul că artificiile sunt costisitoare, prețul ridicându-se la cotele din facturile pentru curent și căldură și chiar peste, accesați pe web oferta de la Artificii MD și vă veți convinge a lansa salve pirotehnice în spatele luptătorilor ucraineni este mai mult decât lipsă de bun simț. Corespondentul postului de radio 2 Vele, Vitalie Călăgoreanu, scria în prima sa postare din noul an că i-ar lipsi de compensații pe toți acei care s-au jucat de războiul în noaptea de revilion și a reproșat poliției când nu a știut să curme țăcăneala din ultima noapte a anului 2022. Demers susținut cu gesturi de încuvințare și prin comentarii pătimașe. Dar mult prea tardive, trebuie să recunoaștem după ce Chișinăul și alte localități care o fi având primării, diverse organe și organisme de control și monitorizare, a picat examenul bunului simț. Iar sub avalanșa de postări colindelnice, gastrovinicole și concertelnice, zace o postare sentimentală de acum o săptămână, scrisă în numele câinilor vagabonzi, care se rugau ca oamenii să renunțe la obiceiul stresant de a lansa fuoco di artifici.